Bună ziua, prieteni! Este foarte cald. Am fost să... De fapt, să iau pe mama din nou. S-a dus până la tribunal, are și ea treabă și a dus-o cineva și a lăsat-o acolo. Și m-am dus să o iau și eu nu am mai aer condiționat în mașină, am mers până cu geamul jos. Nu am mers mult. Și am dus-o acasă, că așa nu ieșeam din loc. Mai bine prefer să rămân acasă decât să mă plec. Nea Mișu vorbește singur. Ia-ți un scaun de-al, Nea Mișule. Ia scaunul de lemn. Eu ghed până mai târziu am stat, am terminat la mine acolo curățenia, tot mai am. Dar e cald, rău. Și la voi e tot așa. Și mai ales voi că mergeți la muncă, n-aveți încotro. Sper că luna asta, măi, august, o fi tot așa cald. Nu știu dacă o fi tot așa căldură, mai căldura e mare. Bate vântul așa, mai bate vântul. Ca să ne fie mai bine, că așa ne sufocăm. Mama lui Lumina doarme acolo cu ea. Leonardo a dormit la mine, dar face foarte... Na, când are el chef, ne joacă cum vrea el. M-a supărat rău și ieri și aseară. Nu ne-am mai înțeles cu el deloc. Nu ne-am mai înțeles. Dacă ea vede lui așa și nu. Să facem tot ca el, tot ca el, tot timpul. Alexuț a mâncat, Alex e cel mai cuminte, a mâncat lapte cu cereale. Leonardo s-a dus cu bunicii lui și cu mama sa. Eu nu prea am făcut nimic prea acolo. Cam mai stat așa, nu? Acum e frumos să fii dus la mare. Dacă nu avea ursul problema aia, mergeam la mare. Câteva zile. Degeaba cea mai mare e drumul și oboseala decât să stai acolo. Pentru două zile nu prea are rost. Dar cu trenul. Cu trenul și să știi cum să cheltuiești banii, nu? Iurea așa. Acolo e foarte scump. Poate dai cu roșiile mele jos. Am roșii. Am ardei care nu e iute. Am mâncat din el, dar nu e iute. Nu... Ăsta e deschis la culoare, nu are nicio iuțară, e alb. Nu e cum este la închis la culoare. Alexuță, ia vină, mama. Ia arată, adu telefonul ăla cu butoane și arăt la prieteni ce mi-am luat. Pe telefonul care vorbesc cu el și mai ales care și urs numărul meu, nu mai se aude, rămâne așa blocat, vibrează, nu văd cine sună, nu nimic. Și mi-am luat un telefon cel mai ieftin. Are și cutia acolo pe blocul, de unde, garanția. M-am dus să-l dau înapoi, sunt de altul mai bun să se audă la el. Dar de unde, că nu prea se aude, nu-mi place. M-a sunat Alin și tu nu s-auza. Uitați, prieteni, ce mi-am luat. Telefon. Da? L-am luat tot din cauza asta, când mă suna ursul. Să vă aud, să țină bateria. Pentru că ăla nu mă lua curent. Astăzi Nokia. Crezi că mai merg în 2022? Nu mai merg. Păi sunt cu butoane Nokia, sunt 1800. Ia, ia să te sun, vii numărul tău, mai știi? Imediat. Acum îl testăm, facem o probă. Tu pe aia trebuie să bă toate numele, și Lunea Mișu, și Lua Alina, tot, hai. Păi ce faci? Păi uite, am telefon deschis. M-a sunat? Acum, am luat telefonul mai prost decât aveam. Se aude? Dă-te mai acolo, la Lunea Mișu. Acum se aude, văd.
Dar am vorbit cu Alin și s-a auzat foarte încet. Și m-am dus acolo la fata aia înapoi să-i dau înapoi, să-mi dea altul. Și n-am mai vrut, căci că l-a bătut pe casă. Nici la mine nu se aude prea bine, se aude cam închis, dar n-are nimic, măcar se aude. Ia să vedem cum îl trecem în agenda. Istoric, voi ce muște. Ce ai băgat cartela? Memorare. Ce prostie, nu mai sunt învățată. În telefon să rămână, da. Pe care? Ăsta. Băi, Alex. Eu sunt proastă, rău. La memorat și fără nume. Cum? Fără nume. Lasă, că îl facem mai târziu. Hai să dăm așa un ocol pe la roșiile mele, ale frumoase. Azi e miercuri, Mișule? E miercuri. Azi s-a dat pronunțarea lui. Miercuri, e sărbătoare. E sărbătoare? E sărbătoare. Cum mai era când a fost pronunțarea lui Ursul? O sărbătoare, tot Sfântul Ilie. Da, Sfântul Ilie, da, acum e al mic. Nu mai fă-i treabă. Nu mai că mi-e frică. Eu n-am știut. Nu mai fă-i neamisile. De ce n-ai spus? N-am știut. Curăță neamisul acum rondurile. Nu tăia gazonul! Păi poate mai dă. Nu mai dă, nu mai ce să ia deasupra. A luat roșie, dar nu prea așa, mă. Nu prea așa caldă, coaptă, caldă, am înnebunit. Iar... Azi, când s-a dat pronunțarea, v-am povestit eu atunci când m-am dus la biserică și... Am lăsat și lumânările și tot neaprinse. Mamă, ce m-am roșit la față. Am fost în soare. L-am chemat pe Alex să meargă cu mine și n-au vrut. M-am învățat. Mânca cirelele. Prieten, m-am învățat. Du-te, aduci mie un cerviț, mai găsești tu rolante, cuptorul ăla microunde. M-am învățat numai urțuri, deci am vreo 5-6. Nu pot să mai iau tricou pe mine, nu pot să mai suport altceva. Decât așa. Să nu credeți că le iau tot pe același. Mai eu. Ia. Nu prea e bună. Vrei roșie? Nu. Vedeți că tot de la piață cumpărăm. Nu prea are gust așa cum ar trebui să fie. Și cam sac așa. De ce sunt săci? Mai zici și mie roșiile de acolo. De ce sunt săci așa? N-are gust. Nu, nu-i copte cum trebuie. Nici ardeiul. Nu-i copte cum trebuie. Nici ardeiul nu e. Nu, că am luat așa, mai rozalie. Parcă-i cauciuc. Neamișule, parcă-i cauciuc roșia asta. S-a spus dacă o e verde, nu lasă crească. Așa sunt ei, rasa lor. Păi, nu așa sunt, că sunt plac roșii. Hmm? Unde au dispărut toate roșiile aici? Ce le-ai mâncat? Leonardo cu Albina. Aha, și ardeiu, parcă-i țapă, ne trei. Au pământ puțin, așa e. Neamișule, să-ți pregătesc să mănânci. Adică. Mi-am luat telefon. Am zis că îmi ține bateria cu celălalt care l-aveam, care vorbeam pe el, nu ăsta care filmez, nici la ăsta nu s-aude bine, o să mă duc la un service când ajung prin alt oraș. Nu prea s-aude la el. Și
Mai bine să am unul cu butoane în caz dacă rămâne ăla așa blocat, că rămâne blocat când sună, vibrează, nu văd cine sună, nu mai apare apelurile. Am pulțit-o așa. Dacă într-un timp nu mai s-auzea nimic la el, după aia s-a refăcut el încet singur. Normal că trebuie actualizări. Da. Și am zis hai să iau unul așa pentru că stăteam cu gândul că na, îmi trebuie să vorbesc, să se audă. Mai mult din cauza lui ursul, vă dați seama. Că mă sună și mănânc banii de pe telefon dacă nu răspund atunci și rămâne telefonul blocat, eu îi mănânc costul banii. Și de ce l-am luat? Dar acum merge, văd. Am mâncat roșie de... roșie cauciuc, așa, tare. Ce facem, Alex? Hm? Ia să vedeți pe copilul meu. E supărat? Nu, mă joc. Ia Mișulică, iar mută masa cu roșiile, iar le plimbă. Le punem la loc, le mai ștergem pe sub ele, pe sub cutii. Facem activitate, avem seră. Ia, i-am dat mătură, i-am luat mătură de aia bună de tătar, vedeți? De aia. Aia acolo un făișor și tot cu aia cioanta. Mâine, Mișule, mături iar cu cioanta aia. Și cu aia nu, abună. Păi, mata, știi că eu ieri vreau să arunc la tomberon? Vreau să arunc. Da. Și mă gândi, mamă, domnule, hai să nu arunc. Da, gata, eram să arunc să nu mai văd. Și aia nu-i bună. La toamnă? La toamnă, când mărcate multe, că atunci e multe ca dumneavoastră. Ce faci așa, cocoșu? Hai că vin acum. Ce așa trebuie să merg în casă să mă schimb. Mai pute. Am făcut curat, am pus o parte din traversa asta ce e. Am scuturat-o, n-am mai dat-o la spălat. Am dat doar o parte la spălat care s-a circulat mai mult pe aici așa. Asta era la ușa mare acolo și nu prea era mult. Dar n-avea rost să o bag în apă. Am pus-o așa, când vin direct să vin aici. Pentru că aici stau mai mult la măsuțele ăștia. Aici am făcut curat așa ce am putut acum. Am spălat pe jos. Am șters așa prin geamuri, am șters ușa, am șters puțin canapelele. Cât de cât. Era prea de tot. Vărsasă copilul numai suc, numai ălea. Și rămânsasă urât, să vedea urât acum. Și tot nu mi se pare că a ieșit ca lumea. Și am luat un mob nou de catifea, nu de ăla de ață. De alea și rămâneau scamele lui. Am făcut și la Leo cât de cât. Aici ce să vede, doar că avem candela prinsă. Am făcut și aici curat, am mai risit. M-am spălat pe jos, am spălat și baia. Tot așa am șters prin geamuri, așa, tocurile, lemnul, nu geamurile, sticla. I-am făcut așa, că na, am mai dormit pintea pe aici și na. Oricum, dacă nu stă nimeni într-o cameră, tot trebuie făcut. Măcar așa, o dată pe săptămână, cât pot eu. Aici așa fac eu pata, am lăsat pătura, n-am, că am plecat. Aici este camera lui Alin și am schimbat perinile, cearceaful de pe pat. Am pus unul cu elastic de la care nu se mai trage. Și l-am lăsat doar pe ăla, pentru că copiii, când stau să joacă aici, fac curat, îl trage și nu... tot timpul să fiu cu mâna pe el. Aici am adus un bidon de apă, dar trebuie să-l pun cu Neamișul. Neamișul l-a adus, dar eu n-am putut să-l ridic, ca să avem apă aici.
Mi-am lăsat cârpa tot, soluția, ca să mai șterg ce mai e. Nu știu, prietene, azi, dacă este sărbătoare, dacă se ține post. Habar n-am. Nu știam că este Sfântul Ilie cel Mic, pentru că, na, n-am mai știut. Și, nu știu, pe cine se mai întreb dacă se ține post. Habar n-am. Oricum, n-aveam de gând să mănânc cine știe ce carne. Tot trebuia să mănânc ceva ușor, dar... Și așa că bine că spus să ne amici că e sărbătoare, să nu mai fac cine știe ce treabă, spăl vasele și atât. De măturat, am măturat el. Și cam atât. Vă mulțumesc și vă doresc o zi plăcută și frumoasă. Și vă mulțumesc mult din suflet. Pa, pa!